seara și bun găsit! Sunt Raluca Săcuianu și vă prezint știrile GDS. Doi minori afgani au fost prinși ieri în timp ce încercau să treacă fraudulos granița pe la Calafat. Cum vă spunem în jurnal, dar mai întâi să vedem și alte titluri ale ediției. Sute de craioveni s-au înghesuit în această dimineață să-și ridice alimentele gratuite din fondurile bugetului local. Mai mulți șoferi craioveni au participat astăzi la protestul național față de scumpirea poliției RCA, organizat la București. Ziua Națională a României a fost sărbătorită cu dans, cântec, sarmale și țuică fiartă în comuna Șimnicu de Sus. Minorii afgani au fost prinși ieri în timp ce încercau să intre ilegal în România, pe la Calafat. Aceștia erau ascunși într-un camion condus de un cetățean turc, care transporta produse electrice în Polonia. Cei doi afgani, în vârstă de 15, respectiv 17 ani, au declarat că au plecat din țara lor în urmă cu aproximativ 2 luni și au intrat ilegal în Turcia, ascunși în diferite mijloace de transport. Aici au fost ajutați de cetățeni ale căror date de identitate nu le cunosc, care i-au urcat în camion pe timp de noapte, tăind prelata și lipind-o pe interior, fără să știe șoferul. Aceștia au fost predați poliției de frontieră bulgare, în vederea continuării cercetărilor și dispunerii măsurilor legale ce se impun. Sute de craioveni s-au înghesuit azi dimineață să-și ridice alimentele gratuite din fondurile bugetului local. Distribuirea se face la cantina Colegiului Național Carol I. Cei care se ocupă de împărțirea alimentelor spun că s-a ajuns la o asemenea îmbulzeală pentru că oamenii nu au respectat programările și au venit toți în prima zi. Sute de craioveni, în special vârstnici, au luat cu asalt încă de la primele ore ale dimineții locul unde autoritățile locale au început distribuirea pachetelor cu alimente oferite din fondurile bugetului local, către categoriile de persoane aflate în situații de risc social din municipiul Craiova. Ca și în anii trecuți, s-a format o coadă de câteva zeci de metri. Oamenii au îndurat frigul pentru ulei, zahăr, făină și alte alimente de bază. Se facă ordine aici, domnule, moare lumea aici, e bolnavă, bătrâni, oameni, peste 80 de ani. Brambureală, pasnicii care sunt aici nu mai pot să-și facă datoria. A stat mult timp la coadă? Aoleu, de azi dimineață, De la ce oră? Nu mai pot să mai ieși, nu știu. Pentru ce stați la rând? Să luăm alimentele, doamnă. Ce alimente primiți? 2 kg de zahăr, 2 de ulei, 2 de făină, 1 de mălai și 1 de orez. Da. Ați fost înștiințați acasă? Da, da. A venit plicul duminică, mi-a venit acasă. Reprezentanții Direcției Administrație Publică și Asistență Socială spun că s-a ajuns ca oamenii să se îmbulzească pentru că nu s-au respectat programările și au venit toți în prima zi. Noi am programat distribuirea alimentelor pentru 7 zile, începând de pe 2 decembrie. Astăzi erau programați cei care au nume ce încep cu litera A, B și C, dar nu au ținut cont de programare și au venit și alții pe care noi îi așteptăm în alte zile conform programării. De aceea s-a creat înghesuială. Produsele se distribuie către beneficiarii din cele 5 categorii, cele mai defavorizate, respectiv persoane cu handicap, adulți și copii neinstituționalizate, șomeri care beneficiază de indemnizație de șomaj sau care se află în căutarea unui loc de muncă, pensionarii cu venituri cumulate până la 500 de lei pe lună, persoane beneficiare de venit minim garantat, persoane fără venituri care au vârsta peste 60 de ani. Distribuirea produselor alimentare va continua până pe 9 decembrie la cantina Colegiului Carol I, situată pe strada Ion Maiorescu, numărul 2. Șoferii au protestat astăzi față de scumpirea poliției RCA. Meetingul a fost organizat în București și au participat mai mulți craioveni. Motivul este acela că polița RCA s-ar putea scumpi cu 30%. Din 2015, valoarea daunei totale pentru mașinile avariate nu se mai stabilește în funcție de costul autoturismului, ci de prețurile unor vehicule similare second-hand postate la vânzare pe site-urile de specialitate. Adică pentru o mașină de 10.000 de euro distrusă în mare parte, asigurătorii ar plăti daună totală de doar 3.500-4.000 de euro.
Sute de șoferi au protestat în București în fața sediului Autorității de Supraveghere Financiară, instituție care are rol în reglementarea pieței asigurărilor din România, printre altele. La protestul organizat de Asociația Societăților de Servicii Auto-Independente din România au luat parte și câteva persoane din Craiova. Șoferii vor să tragă un semnal de alarmă față de ceea ce se va întâmpla de la 1 ianuarie 2015. Polițele RCA s-ar scumpi ca urmare a unor norme elaborate recent de ASF, la fel cum s-a scumpit și anul acesta pentru anumite categorii de conducători auto, în special pentru cei sub 30 de ani. În primul rând, protestăm împotriva comportamentului protecționist pe care Autoritatea de Supraveghere Financiară, SF-ul, practică față de companiile de asigurări și împotriva bătăii de joc la care sunt supuși peste 5 milioane de șoferi români. În ce sens sunt supuși bătăii de joc? Păi, după cum cunoașteți, de la 1 ianuarie 2015, prin adoptarea unor norme de către ASF, prețurile polițelor RCA, care oricum erau exagerat de mari și în acest moment, vor fi majorate cu peste 30%. Dar ceea ce a scos șoferii în stradă este o normă ASF care se referă la dauna pe care ar primi-o proprietarul unui autovehicul de la firma de asigurări în cazul unui accident foarte grav. Din 2015, valoarea de despăgubire în caz de daune totale nu va fi la valoarea existentă într-o grilă de uzură, ci se va plăti la valoarea de piață a mașinilor rulate. Mai precis, firmele de asigurări vor intra de pe diverse site-uri de mașini second-hand și vor stabili această valoare conform prețurilor de vânzare de acolo. În cazul unei daune totale a autovehiculului dumnealor, asiguratorii vor plăti o despăgubire egală cu valoarea de pe autovit sau mobile sau de pe net a unui autovehicul similar. Nici de cum suma nu va fi calculată după un catalog cum era calculată și până acum. Deci, o mașină pe românește, mașina dumneavoastră ar valora, să zic, undeva la 10.000 de euro, deși vor avea posibilitatea să vă plătească în cazul unei daune totale pe RCA, undeva la 3.000, 4.000, 5.000 de euro. Probabil își vor posta singuri mașini pe site-urile de specialitate ca să scadă prețul de despăgubire. Ziua de 1 decembrie a fost sărbătorită cum se cuvine și în comuna doljeană Șimnicu de Sus. Cu mic, cu mare, locuitorii s-au adunat în fața primăriei, unde au cântat, au jucat, au mâncat sarmale și au băut țuică fiartă. Tonul la petrecere l-a dat ansamblul folcloric Mugurașul. Tot acum au fost aprinse luminile de sărbători în comună. Tineri și vârstnici deopotrivă s-au prins ieri în horă la Șimnicu de Sus. 96 de ani de la Marea Unire au fost sărbătoriți cu cântece, dansuri populare și discursuri și poezii cu iz patriotic. Principalii protagoniști au fost elevii din localitate. Noi vrem să ne unim cu țara. Bunicii noștri au decis, la Alba Iulia fânând, în fapt străvechiul nostru vis. La 1 decembrie mai blând, istoria privește noi. Și înalță soare rând pe rând, dragi chipuri de români eroi. De ce ai venit în această seară aici? Am venit în această seară aici ca să cânt la cor și pentru că este ziua României. Ești mândră că ești româncă? Da. Te-ai pregătit mult pentru această seară? Da. Este o zi deosebit de importantă pentru poporul român și cu atât mai mult și pentru noi, comunitatea din Șimnicu de Sus. Cum sărbătoresc locuitorii din Șimnic această zi? Desigur, sărbătoria zilei 1 decembrie în comuna Șimnic, până anul acesta demara cu în jur de ora 10 o pregătire în ceea ce privește sarmale, puțină țuică fiartă și puțin vin fiert, cu un mic spectacol dat de ansamblu Mugurașul, care cred că se știe la nivel județean și nu numai. Cu ocazia zilei de 1 decembrie la Șimnicu de Sus au fost aprinse și luminițele de Crăciun.
Universitatea din Craiova găzduiește joi în aula magna a Facultății de Drept și Științe Sociale un workshop cu tema Dreptul copilului la sănătate, prevenirea consumului de droguri. Evenimentul este organizat de Colegiul Național al Asistenților Sociali, sucursala Dolj, Universitatea din Craiova prin Facultatea de Drept și Științe Sociale, Centrul de Evaluare, Prevenire și Consiliere Antidrog Dolj și Direcția de Sănătate Publică Dolj. Sunt așteptați să participe asistenți sociali, cadre didactice, consilieri școlari, studenți și elevi din clasele a 11-a și a 12-a. Conform Declarației Națiunilor Unite cu privire la drepturile copilului, acesta are dreptul de a se bucura de cea mai bună stare de sănătate posibilă și de protecție contra folosirii ilicite de stupefiante și substanțe psihotrope. Obiectivul acestui workshop este de a consolida rețeaua specialiștilor implicați în prevenirea consumului de droguri în rândul copiilor. Cântecele atât de dragi ale Ioanei Radu au răsunat săptămâna trecută pe scena Naționalului Craiovean. Cea de-a șasea ediție a Festivalului Național dedicat Doamnei Romanțelor a adus în bănie artiști de marcă precum Vasilica Dinu, Niculina Stoican, Ionuț Dălănescu sau Iona Mititeloaie. Piese ce ar putea părea uitate, precum Car frumos cu patru boi sau N-ai să știi niciodată, au fost aplaudate îndelung de public și au demonstrat că muzica adevărată va fi întotdeauna apreciată. Cea de-a șasea ediție a Festivalului Național Ioana Radu a fost organizat de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Dolj și Consiliul Județean în perioada 27-28 noiembrie. În prima zi a avut loc o sesiune de comunicări cu tema Ioana Radu în memoria Craiovei. În cea de-a doua, Teatrul Național Marin Sorescu a găzduit o gală a romanțelor și a cântecelor interbelice. Vă asigur că fiecare dintre dumneavoastră, prin prezența dumneavoastră în această seară, aici, alături de noi, sunteți importanți pentru acest festival. Festivalul Ioana Radu există pentru că existați dumneavoastră, publicul acesta minunat de la Craiova, și vă asigur că oameni ca dumneavoastră sunt în toată țara. Iubitori de romanță, iubitori de cântec de petrecere, iubitori de muzică interbelică, pentru că avem ce arăta aici la Craiova. Iubirea și nostalgia sunt specifice oricărei vârste, dar textele romanțelor cântate de Ioana Radu sunt această Marlene Dietrich a României, sunt adevărate lecții de viață. Rând pe rând au urcat pe scenă artiști cunoscuți precum Ionuț Dolănescu, Vasilica Dinu sau Ion Amititeloaie. Aceștia au interpretat piese celebre pe care Ioana Radu obișnuia să le dăruiască publicului cu vocea ei inconfundabilă. Printre ele, Car frumos cu patru boi, Nu se poate, La fereastra cu zorele sau N-ai să știi niciodată. Cu ochii privește la Ionel cum trece.
vorbire. Vântul fâșie prin cor, ce n-aș da să fiu cu tine. Car frumos cu Festivalul Național Ioana Radu din Bănie a fost reluat după mai bine de 6 ani. A venit acum momentul informațiilor meteorologice. Continuă să fie frig în Oltenia în următoarea perioadă și vom avea parte și de precipitații. Temperaturile nocturne vor fi de minus 3 grade la Drăgășani, minus 1 grad la Craiova și Slatina și 1 grad Celsius la Caracal și Corabia. Mâine, mercurul din termometre va indica valori pozitive, cu toate că nu vor fi mai mult de 3 grade la Târgu Jiu și Calafat și 4 grade Celsius la Filiaș. Știrile GDS se încheie aici. Urmează informațiile din sport, iar de la ora 19:30, jurnalul regional. Ne revedem atunci!